La noapte, la munte, în special în Carpații Occidental și în jumătatea nordică a Carpaților Orientali, precum și nord-vestul, nordul și centrul țării, vor fi norări temporar accentuate și se vor semna la averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor lua aspect de vijelie și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat, îndeosebi în nord-vestul țării. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și în regiunile sud-vestice. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 18 grade Celsius. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 14-16 grade Celsius. Mâine, în zonele de deal și de munte, precum și în Maramureș, Crișana, Transilvania și Moldova, înorările vor fi temporar accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, trecător cu aspect de vijelie și izolat căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat. În aceste regiuni, valorile termice vor marca o scădere față de ziua precedentă și se vor apropia de normele perioadei. În restul teritoriului, vremea se va menține caldă, iar manifestări specifice instabilității atmosferice se vor semna la local. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade Celsius în nordul litoralului și 33 de grade Celsius în sudul Munteniei. În capitală, vremea va fi deosebit de caldă, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade Celsius. Cerul va fi variabil și mai ales după amiază și seara vor fi intensificări ale vântului, ploi de scurtă durată și descărcări electrice. La munte, norările vor fi temporar accentuate și pe arii extinse se vor semnala averse ce vor avea caracter torențial, frecvente descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, trecător cu aspect de vijelie și izolat va cădea grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat. Valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele din intervalul precedent. La mare, cerul va fi variabil, cu norări temporare, îndeosebi spre seară și noaptea, când vor fi averse, în general slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 24 de grade Celsius, iar cele minime între 17 și 19 grade Celsius. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius.